O delegație de la Gorj a mers la București pentru a tranșa această problemă arzătoare pentru CEO. Președintele Consiliului Județean consideră că întâlnirea a fost de bun augur și că se va merge pe repede înainte pentru aprobarea a două noi zone de exproprieri, Roșiuța și Pinoasa. Am avut o întâlnire cu domnul ministru Ioan Deneș, ministrul apelor și pădurilor, în care la fel am stabilit un mod de lucru pentru viitor, pentru că trebuie emise încă două hotărâri de guvern subsecvente pentru punerea în aplicare a hotărârii de expropiere și am stabilit în mod concret ceea ce trebuie să facă Romsilva, ce trebuie să facă CEO și ceea ce va face Ministerul în emiterea celor două hotărâri de guvern, astfel încât să nu tergiversăm, pentru că au fost cazuri în care un proiect de hotărâre, datorită uitării sau datorită anumitor alți factori, întârzie foarte mult. Pentru că orice zi de întârziere pentru noi contează. În ceea ce privește banii pentru proiectele deja aprobate, momentan nu se știe când se vor face efectiv plățile pentru cei ce dețin terenuri pe fronturile de lucru ale companiei. Sunt pași făcuți, pași legali, de la momentul zero de la emitere până la constituirea comisiilor de negociere cu proprietarii. Cei de la CEO, acest lucru, primarii doar trebuie să se implice în ceea ce privește eliberarea tuturor actelor necesare. Ca și în alte situații, planurile parcelare nu bat cu cele existente deja în situația primăriilor.